Deci nu știu dacă am văzut să fie un englez sau... Nu am văzut absolut niciun negru în cartierul ăsta, sau vreun pakistanez, sau vreun taliban ăsta. Deci numai evrei am văzut. Nu am văzut român, nu am văzut polonez, nu am văzut absolut nimic, decât probabil niște șoferi care mai au și ei treabă pe aici. Dar numai de ăștia, dar ei lor sunt. Observat, toți au un numitor comun. Sau 95% dintre ei poartă ochelari. S-ar putea în acei ochelari să aibă vreun sistem, gen cameră sau microfon sau ceva în care comunică. Oricum, iau limba lor. Așa că nu știu cine înțelege limba lor. What bin we got? 336. 236. Yeah, 666. Actually, we got 3. Bonus. Bonus. Slam dunk. Wow. Astea mai mici trebuie să folosesc bara. Vedeți? Că altfel se varsă tomberonul și acolo rămân. Bine, hai că zic că ăsta mai mic poate am forță să-l iau. Dacă e de la mare de metal, trebuie să fim 3 sau 4 persoane să-l luăm. L-a verificat, l-a luat așa. Iar o să rămână o pungă de aia. Sper să nu pice pe jos. Când e sus, că altfel se blochează asta. Hai cu tata, scuipă tot. Da. Bonus. I leave it, I'll just recycle again. Right here? Yeah. Nu am pe cineva care să mă bucur să am un dialog, omul e direct pe muncă și cam atât. I-am făcut 500 într-o zi. Mi se pare că luni sau marți am luat ceva să bea. Eu așa sunt, eu sunt băiețaș și îmi place să fac și o cinste, dacă e câteodată să primesc ceva și...
au far? Euro. Și am făcut 500, am luat un suc, nici măcar mulțumesc, nu a spus nici măcar nimic, nicio schimbare, e lemn tănase. Și îl las așa în pace, facem treabă. Ați văzut probabil cu alți colegi care am lucrat, erau mai comunicativi, erau altfel, ăsta e prea așa, prea dintr-o bucată. De obicei ăștia atât cu stres, te ferici de ei. Ați văzut cum e? Omul stă să uită cum ai greșit, te atenționează și atât. Deci stă pe tine geană să vadă ce faci. Dar nu e genul ăla să ți-o zică în mod prietenește, ți-o zice ca și cum te-ai simți inamic, știi, ceva de gen. Asta sigur. Asta e primul străin care îl văd în cartierul lor. Cam asta e singurul dialog din partea lui, numai din punct de vedere profesional. Deci omul nu vorbește nimic altceva, e sec. Probabil dacă lucram singur, cred că nu era nicio diferență. De-aia, că n-am coleg, prefer să am și eu, să mai fac o glumă, să mai râd. Nu să stau așa ca fraierul toată ziua să fac mai muncă și atât. Stau. And that as well? Nope. Oh. How many? One? Two? Two. Oh, three. Because it's got different color, that's why. Să sară gardul, să nu mai este să o colească. Ăsta e pe... El crede că eu sunt fraier. Îl las așa să văd până unde merge. Deci putea să sară ăla, nu să o colească, să ia încă 15 secunde. Ia, el cică să duce să uite dacă mai e vreun tomberon, vrăjeală. Deci e lene și să pună tomberoanele astea. Dar știu ce-i fac. Da, așa. Să văd până unde merge, să văd ce-i poate pielea mai mult decât atât.
mai testez eu cu niște chestii. Dacă văd că omul e nesimțit în continuare, mă mai dau jos de când are de la 2 tomberane în sus. 3, 4, altfel nu mai mă dau jos. Că până la urmă asta e treaba lui, frate. E treaba lui să încarci tomberoane, nu a mea. Eu îl ajut ca să meargă treaba repede. Dar pot să stau în cabină și să-i bag și eu motive de alea. Mă doare curul, mă doare piciorul, mă doare... Nu mă dau jos. Sunt transpirat, plouă, mă ud. Dar așa, să mai apară. Exact ce vă spuneam, omul nu a găsit niciun tomberon. Am trecut de stâlp. Că nu mai stâlp, nu vreau să iau pe aici. Hai că a trecut. Left, ok. Ok. That bin. There's a bit further back first. Okay. White wall. Yeah, just keep on past it. Nearly empty. Care are mă piedica asta? M-am uitat prima oară, am zis că nu are piedica pusă. Tendința mereu să-i dau reciclare. Deci am tendința tot timpul, după ce am pus butonul ăla, să mă duc pe reciclare. Mi-a intrat în... Mam. This one was factory, this one... Yeah. E făcut din gumă. Din plastilină. Mie îmi place să am pe cineva cu mine, frate. Dacă tot e coleg și vrea să facă treabă, veniți, frate, care aveți forță și puteți să împingeți un tomberon. Nu dă-s-a de doarme pe el, mânca. Înțelegeți ce vă zic? Ajutor, tu oricum nu ai altceva de făcut decât să-mi zici unde să mă duc și să pui binul. Ce e așa greu? Și ții bani aproape cât îmi iau eu. Ce mai vrei? Exact în locație.
ce m-am dus pe drept. Ui. Este și bordura și de-aia mă duc așa încet, că dacă sare din bordură, direct în el dau. Deci am loc o grămadă să intru, dar e vorba despre bordură, tocmai de-aia și eu încet. Ați văzut, da? Imediat a sărit după bordură. Mai ales că este un pic udă, imediat se duce cauciucul, nici nu mai se la discuții. Okay. Furthermore? What? Picture? That's it. This is supposed to be in the bin, not on the floor. Talk about it. No, no, we cannot do it. Yeah, no, no, we cannot do it. Picture that. Yeah. This is supposed to be in the bin, not on the floor. This is like they taking the piss. It's always like this. Yeah, but you have to. Doesn't matter. You have to. You have to educate. You have to educate these guys, otherwise they will be like this. Listen, it's been like this for months. Yeah? It's never changed. Then don't do it, that's it. Because I'll send this back to the bin, so I'll push all this to the side and say, come out of the bin. I know what we're like here. Okay. Okay, I'm gonna push from the other side, yeah? There's three bins down there. Okay, mate. Așa e tomberon. Go very long way. Because I got this bollard there.